Ce am spus să faci cu aceste unghi? Vreau să trag un cer prin cele trecut. În numele lui Dumnezeu a tot puternicul. Eu, sub locotenentul Mihai, mare voievod Alba Iulia, jur credință măiestății tale regele Carol al II-lea, supunere legilor și îndatoririlor militare în orice ocaziune, atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să mă ajute Dumnezeu! Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu! Imagini rare ne dezvăluie povestea regelui Mihai, care începe în 10 martie 1921 la Atena. Acolo a avut loc nunta părinților majestății sale, principele Carol al României și principesa Elena a Greciei. Peste doar câteva luni avea să se nască fiul lor Mihai. Regina Elena, soția regelui Carol al II-lea, a primit ca dar de nuntă Palatul Chiselev. Când s-a născut fiul lor, regele Mihai, în 25 octombrie 1921, Palatul Chiselev era încă în renovare. S-au mutat aici mai târziu, după câteva luni, iar regele Mihai, împreună cu mama sa, regina mamă Elena, au locuit în Palatul Chiselev până în anul 1932. Bebelușul regal a ales să vină pe lume în 25 octombrie 1921, la Castelul Foișor din Sinaia. Regele Ferdinand a transmis mesaje despre nașterea nepotului său tuturor familiilor regale din lume, cele mai multe rude cu micuțul prinț. Mihai I al României este descendentul celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei, printre ele familia regală britanică, rusă și habsburgică. Strămoși direcției regelui Mihai sunt țarii Nicolae I și Alexandru al II-lea al Rusiei, regina Victoria a Marii Britanii, împărați habsburgi, regi ai Prusiei și Portugaliei. Așa că mulți prinți și regi din Europa au luat parte la botez, ba chiar au fost nași alături de regele Ferdinand. Numele de Mihai, numele de botez a fost dat după cel al domnitorului Mihai Viteazu, în mod simbolic, reprezentând unirea, unitatea, și aceasta tocmai pentru că Mihai fusese născut la scurt timp după Marea Unire de la 1918. Deci avea o simbolistică aparte, unire, unitate și în același timp continuitatea dinastiei române. În 22 ianuarie 1922, la ora 16:30, a avut loc ceremonia de botez a regelui Mihai. Naș a fost chiar regele Ferdinand, bunicul majestății sale, iar regina Maria a ieșit pe esplanadă pentru a arăta mulțimii bebelușul regal. De un an de zile, sala tronului a reprimit însemnele regale distruse de comuniști. Așadar, e pregătit acum. Toată lumea își pusese speranța că nașterea micuțului prinț va aduce liniște în casa regală, după contextul politic dificil generat de renunțările succesive la prerogativele de moștenitor ale tatălui său. Regatul României se bucura de prestigiu. România era una dintre țările câștigătoare ale primului război mondial, după ce regele Ferdinand a decis ca armata română să lupte alături de Antantă, chiar dacă acest lucru a dus la excluderea suveranului din casa regală de Hohenzollern. La sfârșitul războiului, regele a fost numit de român Ferdinand cel Loial sau Întregitorul, pentru că a creat statul național unitar prin unirea vechiului regat cu Transilvania, Basarabia și Bucovina. La 15 octombrie 1922, Ferdinand și Maria sunt încoronați regi ai României Mari. Încoronarea a avut loc la un an de la nașterea bebelușului regal, care asigura continuitatea dinastiei române și a fost organizată simbolic la Alba Iulie.
liniștea casei regale a fost tulburată însă în decembrie 1925, când izbucnește criza dinastică. Principele a profitat de o îndatorire protocolară, reprezentarea dinastiei la înmormântarea reginei consoarte Alexandra a Marii Britanii, pentru a se întâlni cu noua sa amantă, Elena Lupescu, în străinătate și a renunța la tron. Cei doi s-au stabilit în Franța. Regele Ferdinand nu a mai vrut să tolereze nesupunerea fiului său, care dezertase și în primul război mondial pentru Zizi Lambrino. Înconjurat de dragostea mamei sale, care mai spera ca soțul ei să revină, micuțul prinț nu știa că la puțin timp după ce împlinise 4 ani, avea să devină direct moștenitor al coroanei. La 12 decembrie 1925, principele de coroană Carol anunța printr-o scrisoare pentru a treia oară că renunță la drepturile de succesiune la coroana României. Patrie și rege, salutul nostru este sănătate! Regele Ferdinand a convocat la Sinaia, la 30 decembrie 1925, Consiliul de Coroană, care a luat la cunoștință renunțarea principelui Carol și l-a recunoscut pe micuțul prinț Mihai ca principe moștenitor al României. Carol al II-lea a fost exclus din Casa Regală a României, iar fiul său a fost desemnat moștenitorul direct și de drept al regelui Ferdinand. În 4 ianuarie 1926, Adunarea Națională Constituantă a adoptat legile prin care se accepta renunțarea lui Carol al II-lea și excluderea sa din Casa Regală a României, precum și modificarea statutului Casei Regale. Principele Mihai a fost proclamat moștenitorul tronului și s-a constituit o regență care să exercite prerogativele suveranului în cazul în care acesta ar ajunge pe tron înainte de vârsta majoratului. Regența a fost compusă din 3 persoane, principele Nicolae, cel de-al doilea fiu al lui Ferdinand, patriarhul Miron Cristea, și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curs de Casație și Justiție. Ultimii ani, plini de evenimente, l-au determinat pe regele Ferdinand să-și neglijeze sănătatea. S-a stins din viață la 20 iulie 1927 din cauza unui cancer de colon. Eu, din păcate, nu l-am cunoscut aproape deloc. Bineînțeles că eram și prea mic atunci. Era la Pelisor și deja era foarte bolnav. Și era într-un cort, lângă casa principală acolo, într-un cort. Era deja întins în pat. Dar mai mult decât asta, nu mai aduc aminte, fiindcă ăsta sunt anii trecuți foarte mult. Moștenitor al coroanei, Mihai a devenit rege înainte să împlinească 6 ani. Nu m-a aduc aminte aproape nimic. Eu mă zic mai mult fotografii ce făceam când am fost cu mama mea, cu regina Maria. Când ne înseam în public cu mama mea, din foarte, foarte vag, m-a aduc aminte cum mă spunea că se dă mâna cu cutare sau cutare. Regele Mihai a domnit din 1927. Până în 1930, o perioadă scurtă. Regele copil începe școala primară la Sinaia cu profesorul Nicolae Saxu. Scrisorile trimise bunicii sale, regina Maria, și multe din caietele elevului regal s-au păstrat. Micul rege era pasionat de echitații, automobile și mecanică. Participa la multe dintre sărbătorile oficiale, iar oamenii îi arătau respect, chiar dacă pe tron era un copil. În 1929 îl vedem la Alba Iulia alături de regina mamă Elena și regina Maria, la sărbările prilejuite de împlinirea a 10 ani de la Marea Unire. În 1928, mama regelui cere desfacerea căsătoriei sale cu Carol, care s-a mutat în străinătate. Curtea de apel admite divorțul, considerând părăsirea domiciliului conjugal de către Carol al II-lea o insultă gravă la adresa soției. Carol profită de divergențele politice care existau între liberalii, aflați la guvernare, și țărăniștii din opoziție și își planifică venirea pe tron. După moartea lui Brătianu, guvernul lui Iuliu Maniu îl aduce în România. Revenirea tatălui său în țară l-a marcat profund pe regele Mihai, care avea să povestească reîntâlnirea cu bărbatul înalt al
tos, cu o mustață scurtă pe care nu-l cunoștea, dar care îl strângea foarte tare în brațe, în timp ce mama lui plângea pe tăcute. În anul 1930, Carol al II-lea revine în țară și își detronează fiul. La nici 2 ore după ce depune în Parlament jurământul ca rege, vine la Palatul Chiselev și îl ia pe regele Mihai, fiul său, pentru a locui alături de el în Palatul Regal. La Palatul Chiselev rămâne doar regina mamă Elena, până în anul 1932, când este trimisă în exil de Carol al II-lea. După revenirea în țară a lui Carol al II-lea, tatăl lui Mihai, Mihai a purtat numele de principe moștenitor, dar și cel de mare voievod Alba Iulia. Era un titlu simbolic. Până acum poate nu a fost înțeleasă semnificația, nu era legată numai de aceea de mare voievod, pentru faptul că purta același nume cu cel al domnitorului Mihai Viteazu, dar era o nouă titulatură pentru dinastia română, care semnifica succesiunea la tron. Deci moștenitorul tronului purta titulatura de mare voievod de Alba Iulia. O titulatură similară prin semnificație, adică de moștenitor al tronului, cu cea a principului de Wales în Marea Britanie sau a principului de Asturias în Spania. Pentru a deveni rege, Carol al II-lea promisese solemn lui Iuliu Maniu, prim-ministrul din acea vreme, că întrerupe legătura cu amanta sa. Însă, după ce a devenit rege, a readus-o în țară, iar pe mama copilului său a obligat-o să părăsească România. În 1932, mama voievodului Mihai s-a stabilit în Italia, la Florența. Nu avea voie să intre în țară fără aprobarea lui Carol al II-lea, iar fiul ei nu avea voie să o vadă decât 6 săptămâni pe an, când mergea să o viziteze. Mihai își continuă școala în clasă special organizată pentru el de regele Carol al II-lea. Clasa palatină avea caracter mixt între liceul civil și cel militar, integrată Colegiului Național Sfântul Sava din București, dar condusă de ofițeri. Elevii selectați să învețe alături de marele voievod de Alba Iulia făceau parte din toate categoriile sociale și reprezentau principalele minorități din România. Era un fel de Românie reîntregită. Profesorilor au fost savanți cu recunoaștere internațională, cum ar fi istoricul Nicolae Iorga sau geograful Simeon Mehedinț. Puțin dintre colegii Liceul ai Majestății sale mai trăiesc astăzi. Radion Chiaburu din Basarabia i-a fost coleg voievodului din 1933 până în 1937. Între 4 și 7 făcea meditația împreună cu voievodul Mihai. Și deci eram foarte apropiat zi de zi, adică și dimineața la școală, după masă la învățături. De curând, Radion Chiaburu a plecat dintre noi, dar mai este în viață la Scâr Zanfirescu, depotul scriitorului Duiliu Zanfirescu, astăzi unul dintre invitații permanenți ai casei regale. Avea prestanța lui regală care nu i-o putea lua nimeni și tocmai asta probabil ceea ce m-a impresionat pe mine mai mult când l-am văzut prima oară. Carol al II-lea a dorit o educație princiară deosebită pentru fiul său, pe care îl lua adesea cu el în vizitele oficiale. A pus mare accent și pe educația militară, pregătindu-l pe marele voievod să-și asume responsabilități viitoare. Imaginile vremii au surprins adesea împreună la manevrele militare sau la solemnități oficiale. În numele de Dumnezeu Atotputernicul, eu, subocotenentul Mihai, mare voievod de Alba Iulia, jur credință Maestății sale regele Carol al II-lea, supunere legilor și îndatoririlor militare în orice ocaziune, atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Nu! De unde ai pornit? Însemnează ceva? Ce unde? Prin meritele tale și râvna ta ai ajuns. Marele voievod de Alba Iulia l-a însoțit pe regele Carol și în vizitele externe, dar a participat și singur la evenimentele de reprezentare a dinastiei române, cum a fost încoronarea regelui George al VI-lea al Marii Britanii. Prince Michael, the
young heir to the throne of Romania wore the uniform of his country's chasseur. În 1938, Carol al II-lea a instaurat dictatura regală. Europa era și ea frământată de regimuri autoritare. Este perioada când regele Mihai l-a întâlnit pentru prima dată pe Hitler, dar și pe Mussolini. L-a întâlnit pe Hitlerul II, odată cu tatăl meu, în 1938, Berchtesgaden, se cheamă locul lui acolo pe munte. Eu n-aveam nimic de-a face cu el atunci. Și în 41, la Berlin, fiindcă vreau să mergem în Italia cu mama mea să-și vadă ceva din treburi acolo cu vila Căroaga și Antonescu a spus că nu pot să merg în Italia să văd familia acolo fără să văd pe Hitler. Așa că ca să ajungem în Italia am trecut prin Berlin, cum să vedeți cum era lucrurile. Și am luat masa cu el, cu Hitler. M-a impresionat în sensul periculos. Când am văzut, când a luat rajna cu o problemă care ne interesa, avea aceste expresii pe față, care erau foarte neplăcut. Pe când Mussolini dincolo era ca mulți italieni, și eu vorbesc italienește, așa că eram mai ușor cu el, dar n-am avut o impresie foarte specială nici de la el. În 1939, Mihai devine senator. Era conform Constituției din 1938, aducea o modificare prin faptul că principele moștenitor devenea senator de drept, încă de la vârsta de 18 ani, până în momentul în care a devenit rege al României, de 6 septembrie 1940. În 24 iunie 1940, regele Mihai a susținut examenul de bacalaureat la Palatul Cotroceni. Probele orale s-au desfășurat în sala tronului, la Palatul Regal, unde fusese botezat. Carol al II-lea participă la toate examenele fiului pentru a se asigura că niciun profesor zelos nu-l va avantaja pe fiul său. Regele Mihai a obținut nota 9,50. Nici nu bănuia că peste numai 3 luni avea să ajungă din nou rege. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a lăsat România fără sprijin extern, așa că pierde Transilvania, Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herței și Cadrilaterul. Oamenii au ieșit în stradă și l-au învinovățit pe regele Carol al II-lea de pierderile teritoriale, deși regele încercase salvarea teritoriilor. În 4 septembrie 1940, regele Carol al II-lea l-a numit pe mareșalul Ion Antonescu în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri și l-a investit cu puteri depline în stat, sperând ca acesta să găsească o soluție. După nici 24 de ore, Antonescu îi cere lui Carol al II-lea să abdice și instituie dictatura antonesciană. Regele Carol părăsește România și, după ce vizitează mai multe țări, își trăiește ultimii ani ai exilului în Portugalia, alături de Elena Lupescu. Marele voievod Mihai revine pe tron. Simbolul continuității dinastiei l-a întruchipat suveranul român și în perioada în anii grei ai războiului, când a avut parte de, în a doua sa domnie, de ani destul de dificili din punct de vedere politic și în urma cărora, prin lovitura de palat de la 23 august 1944, el a reușit, în primul rând, să întoarcă armele împotriva Germaniei naziste și să schimbe alianța. A doua domnie a regelui Mihai a început imediat după plecarea din țara tatălui său. În 10 noiembrie 1940, România este lovită de un cutremur devastator. Se înregistrează 1000 de morți și peste 4000 de răniți, majoritatea Moldova. Câteva sute de oameni sunt evacuați și în capitală. Regele Mihai sare în ajutorul sinistraților. Regina mamă Elena revine în țară pentru a fi alături de fiul său și devine aliatul cel mai de încredere în lupta pe care o începe regele Mihai la doar 19 ani. Puterea executivă îi aparține a lui Ion Antonescu și guvernului său compus în mare parte din membrii Mișcării Legionare, o grupare extremistă care și-a impus voința prin violență și crime politice. Antonescu transformă România într-un satelit al Germaniei și îi acordă atât sprijin politic cât și economic.
Deși nemulțumit de această situație, regele Mihai a fost împiedicat sistematic de Antonescu să ia decizii politice și militare. În 1941, România intră în război. Regele află vestea la radio. La 22 iunie, mareșalul Antonescu a ordonat armatei să treacă Prutul cu speranța redobândirii teritoriilor pierdute. Hitler vroia doar să se folosească de resursele României. Regele l-a felicitat pe mareșalul Ion Antonescu pentru recucerirea Basarabiei și Bucovinei de Nord, dar a opus continuării războiului dincolo de Nistru, granița României Mari. Regele și partidele istorice au încercat să scoată țara din război, în timp ce regina mamă Elena a salvat mii de evrei din Cernăuți. În martie 1944, trupele sovietice au intrat pe teritoriul României. După înfrângerile suferite, regele Mihai, alături de partidele din opoziție, a purtat tratative secrete cu reprezentanții puterilor aliate. La 23 august 1944, în urma refuzului lui Antonescu de a încheia armistițiul cu aliații, regele Mihai l-a demis și arestat pe mareșal și a numit un guvern militar. În aceeași seară, suveranul a transmis prin radio o proclamație către popor, prin care a anunțat acceptarea armistițiului cu aliații. Chestiunea principală atunci cu care mă rezonam eu, toată populația României care ajunsese, nu mai putea să suporte războiul, toți eram de acord, partidele politice la fel, și armata. Pentru că eu aveam toată armata în spatele meu. S-a executat fără nicio șovăire. N-a fost o singură defecțiune. Și asta a fost pentru mine o satisfacție morală. Nu. Numai că după aceea s-au supus în greu de lucruri. La 23 august, prin înțelepciunea unor generali și a regelui Mihai, a declarat această zi importantă din toate punctele de vedere. Eu am luptat până la Stalingrad cu nemții și înapoi tot cu ei am luptat, cot la cot, prieten, am mâncat în aceeași gamelă, am băut coniac împreună. A fost greu să întoarceți armele? Am înțeles că salvarea României e să iasă din război, pentru că România era distrusă. Iar Ardealul, spun eu, care sunt călare pe 92 de ani, nu era al României astăzi. Armata română a eliberat capitala de nemți fără ajutorul sovieticilor și a trecut Carpații pentru eliberarea Transilvaniei. Am repus în dreptul Constituția din 1923, care fusese suspendată de tatăl său întâi, locuise cu altă Constituție autoritară, de mareșalul Antonescu, care n-a vrut să o repună în funcție. Deci, regele a restaurat, ca să spun așa, Constituția tradițională a României democrate, libere, moderne, și care a încercat să scoată țara din război, pentru că la 23 august 44 eram încă în război, să scoată țara din război întreagă cât să putea de întreagă și liberă cât să putea de liberă. 23 august a fost un început. N-a fost capătul unui proces, a fost începutul unei acțiuni conștiente și susținute și tenace și discrete pe multe aspecte ale ei și a regelui Mihai, de a restrada României integritatea teritoriului și statutul pe care îl avea în lume, pentru că trebuia să-l aibă de stat liber, independent și asociat cu puterile occidentale, cu aliații firești. Ceea ce a reușit să facă până la un punct, nu în întregime. Dar a reușit să s-a recuperat Ardealul. Regimii a intrat în Cluj, în fruntea armatei, în chip simbolic, și a fost primit sărbătorește acolo, în momentul când s-a obținut, așa cum s-a obținut, cu condiția de a fi acceptat guvernul Groza, cu înțelegerile internaționale, un capitol întreg de istoria, foarte zbuciumat, în centrul căruia el s-a găsit. În 25 octombrie 1944, chiar de ziua de naștere a regelui, Transilvania a fost eliberată în întregime. Din acest an a început și lupta majestății sale împotriva comuniștilor, care vin la putere cu ajutorul sovieticilor. Prin greva regală, el a reușit să opună, să zic, rezistență, să se opună ascensiunii care deja se făcea simțită în România a comunismului și a politicii de sovietici.
reabilitare treptată a României. Puțin știu că despre lupta sa împotriva instaurării regimului comunist, regele Mihai a povestit și Comisiei Speciale a Camerei Reprezentanților Statelor Unite ale Americii, care l-a audiat pe regele Mihai chiar în primii ani de exil, 1953-1954. This is just to show you that at the slightest sign of encouragement from the West, we did our best to show the world that we did not wish this communism. Prin încetarea grevei regale în 1946, regele a reușit să numească în guvern doi membri ai partidelor democratice. So, the government is the same except for these two people. And this government was there to prepare. Este anul în care comuniștii au falsificat alegerile parlamentare și au preluat puterea. Liderii partidelor democratice au fost arestați. În noiembrie 1947, regele Mihai a plecat în Marea Britanie la nunta reginei Elisabeta. Suveranul a căutat și sprijinul liderilor occidentali pentru acțiunile sale împotriva comuniștilor și a sovieticilor, dar nu l-a găsit. Majestatea sa s-a logodit în Anglia cu prințesa Ana de Bourbon-Parma. A revenit în decembrie în țară și, conform Constituției, a cerut permisiunea guvernului de a se căsători. În 30 decembrie, guvernul Groza l-a obligat însă să se abdice. Comuniștii înconjuraseră palatul Elisabeta cu tancuri și au arestat gărzile regale. Petru Groza l-a șantajat pe suveran cu uciderea a 1000 de studenți arestați dacă nu semnează actul abdicării. M-am gândit mai degrabă de că unde a ajuns oamenii să se scoboare la un așa nivel, ca să-mi facă mie o forțare de felul ăsta, un șantaj, ca să omoare 1000 de oameni dacă nu plec. Și ați fost forțat cu pistol, am citit. Da, asta mi-a spus și asta, eu nu puteam să am o asemenea responsabilitate, așa că nu m-a putut încotro. Groza i-a pus reginei mâna pe buzunarul lui și a spus, știți ce am aici? A arătat că are un pistol pentru că mi-a fost frică să nu am soarta lui Antonescu. Regele Mihai, așa tânăr cum era, a fost respectat tânăr ofițer, iar lumea l-a iubit. Poporul român se recunoștea în el. Iertați-mă, sunt lucruri de care mi-amintesc, sunt destul de bătrân ca să-mi aduc aminte și nu eram suficient de tânăr atunci ca să uit sau ca să nu-mi dau seama. Eu țiu minte ziua de 30 decembrie 1947 ce era aici în București. Era o nebunie, era o bulversare generală, totală, o disperare. Pentru că era ultimul pilon al democrației, al libertăților personale și al libertății naționale care se prăbușea. În 3 ianuarie 1948, regele Mihai a fost nevoit să părăsească România cu trenul alături de regina mamă Elena, principesa Eleana și Elisabeta. Soldații s-au întors cu spatele, au fost siliți să întoarcă cu spatele și au observat pe unul că plângea dintre soldați. Au ia siliți să întoarcă spatele ca să... În semn de dispreț și lucruri de astea. A fost o rușine, felul care... Iar că a fost atunci, înțeleg, a făcut sub imperiul forței, sub imperiul presiunii Uniunii Sovietice, al tovarășului Stalin personal, care hotărâse că nu mai are nevoie de regalitate, că nu mai are nevoie de țări libere, deși o vreme șovăise, nu numai în privința României, dar în privința celorlalte state. O, ți-a ajunsese, se mergea la războiul rece, se declanșa, în momentul ăla, era planul Marshall. Stalin își dădea seama că nu poate concura cu un asemenea adversar care dezvoltă planul Marshall de refacere a Europei și aderau țările unii după alta. Timp de 50 de ani, comuniștii au susținut că regele Mihai a plecat din țară cu trenul încărcat de tablouri și bijuterii. Dosarul de SI al majestății sale reține un document care este o notă precisă tuturor datelor petrecute în ziua de, a fost în ianuarie 1948, pe 3 ianuarie, nu? Pe intervale orare, cu controlul exhaustiv al bagajelor, cu supravegherea tuturor membrilor anturajului care au fost în tren, cu poliția care a stat cu automatele la fiecare intrare în vagoane, cu conținutul vagoanelor, cu, evident, membrii suitei regale. Toate bagajele, toate valizele au fost controlate în prealabil de securitate.
Deci ele n-au urcat în tren, pur și simplu, luând, cei din anturaj luându-le și urcându-le în vagoane, au fost filtrate propriu de securitate. Iar această informație trebuie coroborată cu altă informație existentă în dosar și e recurentă de-a lungul anilor, conform căreia majestatea sa era unul dintre cei mai săraci monarhi în exil, că avea dificultăți materiale, că avea dificultăți în a-și întreține fetele la studii. Ori asta intră în contradicție flagrantă cu propaganda comunistă din țară, care acredita ideea că regele plecase cu vagoane de... Și mai există confuzie și trebuie spus foarte, foarte franc lucrul ăsta. Celebrele tablouri, lumea uită că acele tablouri au plecat în 1936-37 din țară, în cadrul unei expoziții care s-a organizat la Paris și au fost luate de Carol al II-lea și duse la Paris. N-au nicio legătură cu regele Mihai. Ori această confuzie a fost întreținută în mod interesat de istoriografia comunistă, difuzată prin informatorii din exil ai securității, în ziarele de regulă legionare care erau împotriva majestății sale, și care au creat, inclusiv în exil, minciuna legată de o plecare foarte fastuoasă, ceea ce e o mare mizerie, o mare minciună. Adevărul se află în documentele dosarelor securității, cu numele de cod străinul Leon sau Rex, așa cum îl numeau codificat securiștii pe regele Mihai. În exil a fost tot timpul sub lupa securității. Dosarele au fost desecretizate de Serviciul de Informații Externe abia de câțiva ani. Imagini rare ni-l înfățișează pe majestatea sa alături de regina mamă Elena, la scurt timp după ce a părăsit România. Era în stația Waterloo din Londra. Verișoara suveranului, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, i-a oferit găzduirea regelui Mihai într-una dintre reședințele sale. Regele a refuzat. În Londra, majestatea sa a făcut o declarație publică în care a atras atenția lumii întregi că abdicarea sa a fost obținută prin forță și, în consecință, este nulă. La Paris nu a fost lăsat, din punct de vedere politic, să susțină acea declarație prin care nu recunoștea actul abdicării, care știm prea bine că era un act impus prin forță. Și, să spunem că la Paris ajunge chiar înainte de Londra, nu? Bineînțeles, întâi la Paris, după care ajunge la Londra, unde și datorită relațiilor cu Casa Regală a Marii Britanii, dar și a premierului Churchill, este încurajat și susține acea declarație în holul de primire special amenajat a hotelului Claridge's din Londra. Aceasta după ce avusese evident o întâlnire prealabilă cu regele George al VI-lea, întreaga familie regală britanică, dar și cu politicieni britanici. Evident că el a mai avut și o întâlnire cu reprezentanța diplomației Statelor Unite. Aceste lucruri au fost foarte bine pregătite, în așa fel încât întrebările ziariștilor să găsească răspunsul din declarația regelui, fără a lăsa loc de interpretare. Pentru că știm că presa occidentală era democratică, dar existau și ziare care erau comuniste, de orientare de stânga, și care defăimau personalitatea regelui Mihai. Ca urmare a acestor declarații, comuniștii au retras cetățenia română atât regelui cât și familiei regale. Toate proprietățile regale au fost confiscate. Americanii oferit să-l găzduiască pe majestatea sa în schimbul anonimatului. Regele Mihai a refuzat. I've always wanted to come to the United States. I'm sure I'm going to find this trip very interesting, because like this I shall be able to find out for myself and know the American people. Mihai I al României și-a reîntâlnit dragostea la câteva luni de la abdicare. Nu a vrut să dea motiv guvernului Groza să mintă că a părăsit țara pentru o femeie. În exil a fost primit în continuare cu toate onorurile ce îi se cuvin unui rege în țările pe care le-a vizitat. Căsătoria regelui Mihai și a reginei Ana a avut loc pe 10 iunie 1948 în Grecia. Organizatorii au fost regele Pavlov și regina Frederica a Greciei. La ceremonie au fost prezenți regina mamă Elena, principele Eric al Danemarcei, unchiul reginei Ana și alte familii regale. Regina Sofia a Spaniei a fost domnișoară de onoare. Regina Ana a fost excomunicată din rândul Bisericii Catolice chiar de papă, pentru că a acceptat o ceremonie religioasă ortodoxă. Din acest motiv, familia de Bourbon-Parma nu a putut participa la nuntă. Regele Mihai este căsătorit cu regina Ana
și a făcut 5 fete, Margareta, Elena, Irina, Sofia și Maria. În exil, regele a locuit o vreme în Anglia, unde alături de regina Ana a fost nevoit să lucreze. Au avut mai întâi o fermă de pui și legume. Tot ce produceau, vindeau pentru a se întreține. Majesty, will you tell us what your plans are? We've had a look at your activities. We'd like to know what the plans are. First of all, well, I can't quite say definitely now what, but we're just going on growing it, and we'll see as things go along what we're going to do. I believe, madam, you take quite an active part with His Majesty in all this activity. Well, I try to help him most I can. Yes, what is your main task? Well, my main task is having children, I mean, taking care of the children and sort of taking care of the other sort of chickens, things like that, interest the children. Are you going to enlarge your activities and go on to... Well, very slowly, slowly as it comes. Your Majesty, I would like to ask you, if you were asked what sort of a country England is to live in, what would be your answer? It's a very pleasant country to live in, I would say. It's good climate. După câțiva ani, s-au stabilit în Elveția. Regele Mihai a lucrat ca pilot și mai apoi și-a deschis un atelier de mecanică, pasiune din copilărie. După câțiva ani, a lucrat și ca broker. În exil, a supervizat activitatea Comitetului Național Român, principala organizație exilului român. Imagini care nu au mai fost difuzate până acum ne arată cum majestățile lor sărbătoreau unirea principatelor române în 1988 în California, alături de români. Ne-am adunat aici cu inima împărțită între bucurie și durere. Bucuria de a putea sărbători în mijlocul unei comunități atât de bogate, atât de entuziaste, atât de fericite datorită condițiilor excepționale pe care ne le oferă structurile democratice ale țării adoptive. Durere că astăzi, în ziua de 24 ianuarie 1988, țara noastră nu mai este ca în ziua Unirii. Nici unită, nici democratică, nici independentă. Durerea pentru cei de acasă care nu au dreptul să plângă, nu au dreptul să se plângă. Deci un regim care luptă să se plângă tot ceea ce îi definește ca ființă națională. Teroarea, fie ea oricât de la proastrică, nu pot nimici nici sentimentele, nici ideile, fiindcă nici bronzele nu sunt în măsură să le distrugă. În fiecare an, regele Mihai a transmis mesaje către țară și a ținut legătura cu refugiații din România. A încercat să convingă Occidentul despre atrocitățile care se petreceau sub comuniști. Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi. Sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare. Din 1989 au fost nenumărate încercări ale regelui de a reveni în țară. I se permite în 25 decembrie 1990, în mare secret, dar este expulzat după numai 24 de ore. În 90 a fost destul de urât, da. Am fost la autostradă cu regele, am mers la Curtea de Argeș și am fost aproape arestați de tot felul de soldați, de polițiști, de muncitor, foarte ciudată. Și am avut un Kalashnikov, așa. N-a fost foarte plăcut. În 1992, regelui Mihai se acceptă doar o vizită scurtă de 3 zile în România. Este primit cu dragoste de milioane de oameni care doresc să-i fie alături la Putna sau la București. Am fost departe de voi de mai bine de 45 de ani. Nu v-am uitat niciodată și vă iubesc de toată inima.
să plec. Aceasta nu înseamnă o despărțire, vom rămâne împreună, în orice caz sufletește. Și pot să spun, este mai degrabă o la revedere și cu voia Domnului, pe curând, din nou. Așa se ne ajută Dumnezeu. Administrația Iliescu Roman, speriată de popularitatea regelui Mihai, nu i-a mai permis să revină în anii următori. Urmează un nou exil impus de autoritățile române. O nouă încercare a regelui Mihai de revenire acasă în 1994 a fost sortită de eșec. La aeroportul Otopeni veniseră sute de oameni să-l întâmpine. Singurul politician care a intervenit chiar la scara avionului ținut pe pistă a fost Dinu Patriciu. În momentul de față, maestatea sa dorește să coboare. Abia în 1997, regele Mihai poate reveni în România. De bucurie, ziariștii și oamenii aflați pe aeroport, care își doreau să fie aproape de regele Mihai, au rupt cordonul. Alți 2000 de oameni l-au așteptat pe majestatea sa și la Palatul Elisabeta. A fost primit cu dragoste și la Săvârșin, unde în 1943 regele Mihai și-a cumpărat un castel pentru a fi alături și de românii din Transilvania, cei care în tot acest timp nu au uitat imnul regal. Mai bine de 50 de ani de exil, Dumnezeu a rânduit ca să reveniți acasă. Fiți bineveniți, maestate! Fiți bineveniți, altețele voastre! Suntem emoționați până la lacrimi. Președintele Emil Constantinescu îi cere regelui Mihai sprijinul pentru integrarea României în NATO, iar majestatea sa nu ezită să accepte. Vă facem tot ce ne stă în putință ca să ajut România și în același timp să mențin o colaborare cu președintele Constantinescu ca să putem duce la bun sfârșit ceea ce ne pune România. Deși abia sosise în țară, regele Mihai acceptă să plece într-un turneu pentru a curta nu doar țările monarhice să accepte aderarea României la NATO, ci și Franța și America. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost prima care l-a primit, dar și regele Spaniei. Împreună cu familia mea am străbătut întregul continent european, din Scandinavia până în peninsula Iberică, poposind în toate țările care le leagă. A sosit acum momentul să mă întorc acasă și să vă prezint vouă, precum și întregului popor român, gândurile și concluziile mele în această inițiativă. Nu am văzut misiunea mea ca fiind una de propagandă. Misiunea mea a fost aceea de a promova cazul României în fața familiilor regale europene. M-am bucurat să mă întâlnesc veri ori de câte ori a fost posibil, dar misiunea mea a fost aceea de a convinge opinia publică de capitalele alianței. Demersul meu este de aceea complementar eforturilor întreprinse de toți românii. Eu nu pot inventa o Românie care nu există. De multe ori a trebuit să răspund unor întrebări care nu aveau nimic de-a face cu NATO și se refereau la probleme precum corupția, imigrația ilegală, sărăcia sau discrepanțele politice. În fiecare călătorie am încercat să răspund tuturor acestor întrebări pe cât am putut de bine. Trebuie să înțelegem că deși s-ar putea să vedem soluțiile în mod diferit, toate problemele cu care ne confruntăm contribuie la imaginea pe care o avem în lume. Dumnezeu mi-a acordat privilegiul de a fi în fruntea acestei țări în unele din cele mai dificile perioade ale existenței ei. Apărarea intereselor țării rămâne pentru mine o onoare și o datorie la care nu voi renunța niciodată atâta timp cât voi fi în viață.
regele Mihai a repetat același turneu și în 2002, până când România a fost acceptată în rândul Alianței Nord-Atlantice. 6 ani mai târziu, când regele Mihai a redobândit castelul Peleș, lăsat moștenire de către bunicul său Ferdinand, majestatea s-a adus în România majoritatea capetelor încoronate din Europa. Au revenit și în 2011 să-l sărbătorească pe rege la împlinirea celor 90 de ani. Toată atenția s-a îndreptat în acea zi către Parlamentul României, unde majestatea sa a rostit un discurs istoric. După 84 de ani de când am devenit rege, pot spune, fără ezitare, națiunii române, cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate și democrație, sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere. Democrația trebuie să îmbogățească arta cărmuirii, nu să o sărăcească. România și toate țările din Europa are nevoie de cărmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământul românesc care n-au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sferi de influență. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți parte națiunii noastre și așa vor rămâne întotdeauna. Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Anul trecut, de ziua majestății sale, 6.000 de oameni au trecut pe la reședința regelui pentru a-i spune la mulți ani. Pur și simplu lacrimile au început să curgă. Emoția s-a colectivă. Emoția a pus stăpânire pe curtea palatului și a fost, s-a simțit în aer și energie și toată lumea striga același lucru și voia același lucru. Cât mai avem un rege, e păcat să nu facem tot ce putem pentru el, noi, ca și popor. Mă bucur că a ajuns la o vârstă așa înaintată și foarte mult respect pentru acest rege. Cu siguranță pot afirma că este unic pentru mine și probabil pentru oricare alt om să ai ocazia să iei dejunul alături de majestatea sa, regele Mihai, mai ales că am și avut posibilitatea să comunicăm foarte mult în timpul prânzului. Să vorbim și despre lucruri mari, despre politică, despre istorie, despre România, despre Basarabia, despre viitorul pe care ar trebui să-l avem împreună în cadrul Uniunii Europene, despre ceea ce a făcut pentru România, despre lucruri de viață simple, despre pasiuni, despre automobilism, despre aviație. Emoții mari la Palatul Elisabeta, unde, în ciuda frigului, peste 1.000 de persoane au venit să-i spună la mulți ani majestății sale, regelui Mihai, de ziua de naștere. Sunt oameni care au venit din toată țara, dar și din Republica Moldova. În fața României, reprezentate de regele Mihai și pentru meritele suveranului din cel de-al doilea război mondial, s-au înclinat și nobilii londonezi. În urmă cu 2 ani, în capela privată a reginei Elisabeta, alături de însemnele regale ale regilor britanici, a fost așezat blazonul regelui Mihai. Niciun alt suveran străin nu a primit această cinste. You have not been merely a king, but a truly great king, who changed the course of history for the better. Quite apart from those 100 to 200,000 Jews that you saved, it is now universally accepted that thanks to you, the Second World War was shortened by at least 6 months, and at least 500,000 lives were saved by your actions. The King of Romania. King of Romania. Romania.
Într-una dintre opririle din turneul pentru integrarea României în NATO, majestatea sa a făcut o mărturisire unui jurnalist suedez care l-a întrebat pe regele Mihai dacă România mai are șanse să devină o țară monarhică. Poate România deveni o monarhie din nou? Asta nu depinde de mine, asta depinde de români.